Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Iată că ne revedem la o nouă emisiune Satul Giurgiuvean din cadrul televiziunii pe care din informațiile pe care le avem, dumneavoastră ați îndrăgit-o TV Giurgiu sau Giurgiu TV, cum doriți să spuneți. Am plăcerea în cadrul acestei emisiuni să mă întâlnesc cu o persoană, cred că nu-i prea mult spus nici dacă zic o personalitate, din cadrul Comunei Frătești, domnul Cireap George. Bine v-am găsit, domnul profesor, o să vă spun eu și motivez după aceea de ce. Eu mă bucur că vă revăd, domnule profesor Gavrilă. Îmi face plăcere să vă primesc aici, acasă la mine, în ferma pe care am creat-o și pe care o administrez. Și, în al treilea rând, îmi face plăcere să discutăm împreună despre problemele care ne interesează. Vă mulțumesc. Plăcerea, să știți că este reciprocă. Este reciprocă. Am dorit să facem emisiune cu dumneavoastră, cu activitatea pe care o desfășurați dumneavoastră la nivelul Comunei Frătești, pentru că sunteți un pic atipic, domnul Cireap. Atipic din ce punct de vedere? Știu că sunteți filozof, știu că sunteți profesor de filosofie, știu că ați profesat în domeniu suficient de mulți ani încât să vă cunoască foarte multă lume din județul Giurgiu. De ce am spus atipic? Am spus tocmai pentru faptul că, iată, catedra nu mai există și ați găsit o altă catedră, aceea a naturii, în care aș dori să-mi spuneți cum vă simțiți. Da, provocatoare întrebarea. Sunt, sau probabil în momentul în care am trecut de la școală la activitatea de afaceri, de administrator de afaceri, am făcut într-adevăr o mișcare mai puțin firească pentru vis-a-vis de mediul căruia îi aparțineam prin preocupările pe care le are. De asta dată, însă vă mărturisesc că mă simt în mediul meu prielnic și pentru munca pe care o prestez și pentru starea mea în general. Relația cu natura este o relație benefică. Din mai multe puncte de vedere. E o relație plăcută. Nu știu dacă există variante care s-o poată înlocui. Da. S-au produs niște mutații în ceea ce vă privește consistente, domnul Cireap. Niște mutații, mă refer nu neapărat la cele profesionale, dar și la cele conceptuale, până la urmă, că ați părăsit un domeniu care, în aparență, și nu numai în aparență, chiar n-are legătură cu obiectul activității pe care o aveți acum. V-a fost greu să treceți de la o stare la alta, de la un fel de a fi la altul, pentru că una e să fii profesor și alta e să fii agronom. Că până la urmă aceasta este consistența meseriei pe care o prestați acum, dacă putem numi meserie. Domnul Gavrilă, fără falsă modestie, pot să vă mărturisesc următorul lucru. Și atunci și acum
mi-a plăcut și îmi place să lucrez. Munca, aș zice, este ceea ce mă ține, ceea ce îmi dă motivele pentru care încep exercițiul în fiecare zi și aștept să vină ziua următoare, da, ca să-l continui și să văd de ce sunt în stare. Întotdeauna am făcut în primul rând cu mine acest concurs, această competiție, dispută, cum să-i spunem mai potrivit. Am vrut să văd cât pot face și ce pot face. Da, da. Și din câte se vede, ați făcut destule în noua activitate. Știți ce aș dori să vă întreb, domnul Cireac? Care e de fapt obiectul activității acesteia de acum, prezente? Ceea ce fac eu și familia mea, pentru că petrecem timpul împreună sau petrec timpul împreună cu copiii mei, atât în ceea ce privește activitatea profesională, cât și în foarte mare măsură și timpul liber. Afacerea noastră este așezată în spațiul acesta al producției agricole. Am întemeiat o fermă care lucrează, sigur, cu ajutorul sau și cu ajutorul angajaților, o suprafață de circa 1300 de hectare, unde producem grâu, producem floarea soarelui, producem porumb și alte produse agricole, culturi interesante. Natura este un univers formidabil prin complexitatea și frumusețea, da, pe care o oferă zilnic, pe care o manifestă în nesfârșite fațete în fiecare zi. Deci avem de lucru. Lucrăm cu o lume vie care ne provoacă și ne incită și ne solicită în fiecare clipă. Deci se poate înțelege, domnul Cireap, că este o afacere a familiei dumneavoastră, în care este implicată întreaga familie, nu-i așa? Da. După ce au terminat școala, copiii, da, vă reamintesc că am doi băieți care au deja familiile lor, are fiecare întemeiată familie, au copii. După ce au terminat școala, și-au încercat diverse experiențe pe piața muncii, s-au hotărât să vină alături de mine. Lucru care mă încântă, care mă determină în continuare să muncesc. Un mare stimulent poate să fie, nu? Care mă face să mă simt bine și împreună dezvoltăm această afacere de familie. Da, da. Este foarte interesant faptul că și copiii doresc să fie alături de dumneavoastră, pentru că copiii generației lor au alte chemări, am impresia, sau cel puțin dacă privim la nivelul a ceea ce se întâmplă în societatea noastră românească, copiii parcă spre agricultură mai puțin s-ar duce. Nu credeți acest lucru? Sau... Da, n-aș vrea să vă considerați o excepție, sau să vă considerăm o excepție. Din nefericire,
asupra acestui domeniu, asupra acestor activități legate de agricultură, s-a proiectat o anumită imagine. Așa este, din păcate așa. Care i-a fost nefavorabilă, nefavorabilă celor care locuiesc în acest mediu de viață și nefavorabilă societății noastre prin consecințele pe care le-a generat și încă le generează. Dar vreau să vă spun un lucru. Cine descoperă această lume... Sau cine are curajul să descopere. Cine are curajul, e bine spus. Cine are curajul să răspundă unor asemenea provocări, cine se apropie de această lume, are toate șansele să se așeze în această lume. Și să intre în această lume și să-i aparțină apoi. Da. Pentru mine a fost natural această revenire. N-o spun cu patos, dar o spun cu plăcere. Sunt fecior de țăran, m-am născut în lumea satului pe care l-am iubit întotdeauna, unde m-am simțit excepțional de bine și am făcut doar un pas lateral de pe caldarâmul orașului da. spre lumea din afară. Și am revenit acolo unde deci, domnul Cirea, sunt eu. Eu constat acum că e vorba de reminiscențe genetice. Posibil să fie niște reminiscențe ale unei genetici culturale. Sigur că avem în noi aceste imagini pe care ni le-au transmis lumea, spațiul, mediul în care am trăit, pe care ni le-a transmis apoi cultura satului, pe care ni le-a transmis și ni le transmite cultura adevărată, care în continuare, deci a cultivat și cultivă în continuare valorile satului românesc. Da. Și care ar trebui, într-adevăr, să fie cultivate, să fie mai multă aplicare spre acest domeniu al cultivării satului, domnul Cirea, pentru că, din păcate, sunt cam puține locuri unde se face. Senzația mea că suntem într-o perioadă în care de la nostalgii și, mă rog, imagini plăcute, frumoase, dar de la distanță proiectate, ne-am îndreptat spre o relație mai activă cu satul românesc. Da. Era și necesar și este și bine că se întâmplă acest lucru. Acest tip de comunitate de viață bine așezat civilizația umană, în civilizația românească. Cred că încă are resurse, cred că încă mai poate oferi, chiar și pentru secolul 21, repere pentru o dezvoltare echilibrată, repere pentru o dezvoltare umană firească și benefică pentru locuitorii din mediul rural, în general. Acestor spații, sigur. Din fericire, domnul Cireap, iată că mai există oameni ca dumneavoastră care pot să renunțe la acel caldarâm despre care vorbeați și să îmbrățișeze natura, producându-i naturii multă plăcere, dar și reciproca fiind la fel de valabilă. Și natura produce plăcere celor care se implică în ea.
Am făcut această incursiune, puțin, ușor deviată de la subiectul emisiunii noastre, tocmai din dorința, domnul profesor, din dorința de a arăta că atunci când există pasiune, atunci când există dorință de a face ceva, altceva decât ești obișnuit să faci, acest lucru este realizabil. Și cred că dumneavoastră, cu această activitate pe care o desfășurați, puteți constitui, să nu credeți că vreau să vă flatez, dar puteți constitui un model pentru foarte mulți tineri, tineri din mediul rural și de ce nu mai e din mediul rural, poate chiar și din mediul urban, care, unde urbanismul acesta este bun, dar are și el părțile lui negative asupra formării individului și în general asupra formării tinerilor. De aceea mi-am permis să facem această incursiune. V-aș propune acum, dacă aveți amabilitatea, să intrăm un pic în problematica emisiunii respective și anume în activitatea aceasta pe care o aveți. Spuneați mai înainte că munciți peste 1000 de hectare de pământ. Culturi mari, nu-i așa? Culturi agricole, păioase și, eu știu, cereale în general. Spuneți-mi, domnul Cireap, doar produceți atât? Vă mulțumește să vă limitați la doar a produce aceste produse agricole, dacă putem zice deci așa? Nu cred că este vorba de numai de producție. Deci, în logica firească a ceea ce facem, rezultă și producție agricolă. Ferma noastră este, aș spune, și o comunitate de viață. Lucrează în această fermă 33 sau 34 de oameni cu care împărtășim valori comune, interese comune, speranțe comune, trăiri comune, ne bucurăm împreună pentru ceea ce facem, oameni și familii pe care îi cunosc foarte bine, le cunosc familiile, mă bucură fiecare întâmplare fericită din viața lor, oameni cu care mă aflu împreună de zeci de ani de zile. Da, da. Iată o altă fațetă a unei activități, cum să vă spun eu, unilateral formulate ca activitate economică. Nu e numai activitate economică, e viață. Știți ceva, domnul Cireap? Nu lăsați deloc să nu vorbească filozoful din dumneavoastră. Nu, când vă spuneam de producție, mă gândeam dacă v-ați gândit să și procesați produsele pe care le obțineți. Da, asta iarăși este o altă fațetă a problemei. Sigur că din punct de vedere economic... Mă gândeam economic, să văd o brutărie aici în Frătești, din punct de vedere, să văd o ceva. Din punct de vedere economic mă interesează și ne interesează o valorificare cât mai bună, cât mai eficientă a efortului pe care îl desfășurăm. Avem o astfel de preocupare. Însă am zis și zic și acum că fiecare lucru îl facem la timpul lui. Asta da. Am vrut să începem cu activitatea de producție primară, ne gândim să valorificăm și acționăm în acest sens. O să vedeți, o să vă arăt dacă timpul ne va permite, am investit și am construit un siloz în cadrul fermei. Un siloz cu o capacitate de 5.000 de tone, o tehnologie modernă care asigură conservarea, asigură condiționarea în cele mai bune condiții, da, ca să zic așa, a produselor pe care le obținem și pregătirea lor pentru o mai bună valorificare pe piață.
lucrăm în acest moment la documentația necesară pentru proiecte de investiții care să crească ponderea activității post-producție primară, de procesare a produselor pe care le obținem. Este un obiectiv de cea mai mare importanță pentru un producător agricol. Și logica este simplă. Una este să vinzi kilogramul de grâu cu 50 sau 60 de bani și alta este să vinzi produsele obținute din bobul de grâu. Sigur că da. Am cumpărat niște active pe care vrem să le modernizăm și să facem un astfel de să începem o astfel de activitate de procesare a cerealelor. Luăm în considerare că mă gândesc că o să-mi puneți întrebarea asta. Luăm în considerare resursele de finanțare pe care le aduc fondurile europene. Ați intuit foarte bine întrebarea care urma să fie și o să vă întreb nu numai despre fondurile europene, dar vă întreb și de la nivelul țării noastre. Cum sunteți ajutat ca și producător agricol? Da. Problema subvențiilor, de fapt. E o temă de mare actualitate. E o problemă de interes foarte puternic, foarte actual pentru orice fermier. Sigur. Agricultura românească, așa cum se prezintă ea ca imagine în momentul acesta, este o activitate nouă, foarte, foarte mult diferită de ceea ce se întâmpla până la sfârșitul anilor 80 în România. Actorii acestei activități sunt fermieri, sunt familii care și-au luat, cum să vă spun, de la țară, care și-au luat soarta lor în propriile mâini, au investit bani sau au realizat investiții serioase, au apelat la tehnologii de ultimă oră. O să vedeți, intrând la fermieri, cu dotările lor sunt comparabile cu oricăror alți fermieri din Europa, așa cum le-am văzut și ieșind în afara țării. Da. Deci s-au făcut lucruri foarte serioase și aceste lucruri le-au făcut în genere familiile de oameni care trăiesc în mediul rural. Cu siguranță ei. E un fenomen demn de luat în considerare. Dacă s-a produs o modernizare a agriculturii românești, calea prin care s-a produs este în principal aceasta. Am apelat și eu la fonduri europene. Am finalizat până acum 4 proiecte care au avut ca sursă principală de finanțare fondurile europene. Așa am dotat ferma cu utilaje agricole, așa am construit silozul despre care v-am spus și pe această bază vreau să dezvolt în continuare afacerile pe care le avem în vedere să le realizăm în perioada următoare. Domnul Cireap, o să-mi permit să vă pun o întrebare care nu știu cât de mult se justifică în realitate conținutul ei. Am auzit destul de mulți fermieri spunând că proiectele europene întocmite de ei nu prea au avut trecere, nu știu unde, nu știu la ce nivel, nu știu cine trebuia să facă acest lucru, dar zice-se că au întâmpinat foarte multe greutăți care până la urmă i-a determinat să renunțe la ideea de proiect. Dumneavoastră puteți confirma acest lucru? Eu vă pot spune doar ceea ce mi s-a întâmplat mie.
și ceea ce am făcut eu. Cei care vor afla despre acest exemplu, îl vor compara apoi cu alte situații și vor trage concluziile necesare. Resursele de finanțare de acest gen sunt resurse până la urmă limitate. A avea acces la ele înseamnă a intra într-o competiție cu siguranță, în care cu siguranță, sigur. Trebuie respectate anumite condiții, anumite criterii. În baza acestui angajament trebuie să realizate performanțe care să-ți permită rambursarea investiției, în primul rând, dar și a altor condiții de eligibilitate a proiectului, iar acestea sunt lucruri care trebuie să făcute bine. Nu le-ai făcut bine, ai ieșit din competiție. Da. N-ai apelat la variantele care pot să te ducă la finalizarea proiectului, ai ieșit din competiție. Sunt lucruri dificile, nu sunt lucruri simple, însă cine se angajează serios, responsabil și cu competență maximă, câștigă. Îi reușește proiectul. Nu văd, da. Nu știu altă cale. Nu știu altă cale de altă natură. Că ar exista... Se invocă. Că ar exista, destul de multe, nu știu, cauze din variante care... în care este implicată subiectivitatea, exact. Relația umană. Exact. Nu exact, știu. Exact. Se vorbește, nu prea din cred, păcate, de acest. Nu prea cred, pentru că rigoarea pe care este impusă de regulamentul de desfășurare a unor asemenea competiții, programe de dezvoltare, e foarte bine dură, pusă la punct, foarte, și dură. Foarte dură și firesc să fie dură, că e vorba despre bani. De proveniență publică, sunt banii pentru care instituțiile trebuie să răspundă în fața contribuabilului, fie el național sau fie el european, și ca atare regulile sunt aspre. Așa cum cred că este și firesc să fie, da. Așa cum este. Subvențiile cum vă sprijină, domnul Cirea? Fac parte din aceeași categorie de resurse. Ele sunt forme de sprijin pentru producătorul economic cel mai expus factorilor de risc, care este agricultorul. Da. Agricultura trebuie susținută pentru că avem nevoie de ea, ea generează securitate pentru locuitorii unei țări, în speță pentru cetățenii României. Ea se desfășoară în condiții grele, în care investitorul, adică agricultorul, poate să-și riște totul. Da. Și e firesc ca urmare a acestor condiții să fie susținut. Da. Munca desfășurată de el, investiția făcută de fermier, trebuie susținută și sprijinită de instituțiile statului, de instituțiile Uniunii Europene în cazul nostru. E bine că există acest sprijin. Alături de celelalte, susțin investițiile, susțin efortul financiar pe care îl face fermierul. Din păcate, spun, mecanismul prin care aceste resurse ajung la fermier este un mecanism greoi, lăsând la o parte încărcătura de birocrație pe care, mă rog, a generat-o civilizația. Da. Și e greu să scăpăm de această tară, de acest produs al civilizației, cu deosebirea civilizației europene. E un rău necesar și birocrația este necesară, dar câteodată ne copleșește. Apoi, v-aș spune, domnule profesor, sunt problemele specifice modului în care lucrează instituțiile românești.
Da, da. De multe ori superficial, de multe ori cei care sunt responsabili uită de această calitate pe care trebuie să o aibă și se produc scurtcircuite, se produc pierderi de energie. Da. Se prișosește până la urmă. De substanță. Așa este, de substanță. Se pierd lucrurile, se pierde timpul, banii ajung târziu, strică socotelile pe care... Orice calcul făcut economic se dă peste cap, evident. Ai proiectat un buget, ai luat anumite angajamente față de partenerii cu care lucrezi, față de creditori și acestea sunt extrem de serioase lucrurile acestea. Și te trezești în situație că nu poți să-ți îndeplinești aceste angajamente și atunci lucrurile se strică. Da, da, așa este. Domnul Cireap, ascultând și noi pe la radio, pe la televizor, am văzut acum ultimul timp că guvernul nostru a aprobat o ordonanță vis-a-vis de produsele legumicole, în special, din străinătate. Vedeam că 50% din aceste produse din marile magazine trebuie să fie românești, pe timp de vară și așa, iar pe timp de iarnă cam 70% trebuia să fie, pot fi străine. Cum vedeți dumneavoastră această măsură pe care a luat-o guvernul, ca și om al agriculturii de acum? O consider o măsură necesară și sper alături de alte elemente de susținere a agriculturii românești că va da un impuls serios creșterii producției autohtone și asigurării din producția proprie a necesarului de consum al populației românești. Este aiurea domnule Gavrilă ca România să fie importator an de an. Așa este. Având un sold potențial, având sigur. un sold negativ. Invidiat. Un sold negativ al relațiilor de comerț exterior cu produsele agricole, adică suntem importator net. Da. Aducem din afară ceea ce noi am produs cândva cu prisosință și nu numai că aducem din afară, dar aducem produse cu calități îndoielnice, asupra cărora nu avem niciun control în ceea ce privește compoziția lor. Sigur că da. Ce ar putea reprezenta pentru sănătatea noastră, consumându-le? Ceea ce ar putea însemna și ceea ce ar putea aduce rău da. Sănătății oamenilor. Da, da. Deci e un lucru necesar. Face parte, sper eu, dintr-un set de măsuri necesare care să susțină dezvoltarea capitalului autonom. Din 89 dezvoltăm un alt tip de societate, o societate bazată pe libera inițiativă, bazată pe dezvoltarea capitalului, însă în care a fost neglijată contribuția și dezvoltarea capitalului da. Românesc. Da. Nu numai în agricultură, este valabilă această chestiune în toate domeniile vieții economice. S-au produs mari pierderi din acest punct de vedere. Ponderea capitalului românesc este minoritară în toate domeniile vieții economice românești. Nu este de acceptat o asemenea perspectivă. Personal nu am nimic pentru dezvoltarea relațiilor cu economia
europeană cu economia mondială. Trebuie să păstrăm o relație deschisă în care, prin care să avem acces și la tehnologii. Egalitate, domnul și de egalitate, și de egalitate. Și de egalitate. Da. Nu, sigur că da. Da. Asta este principiul, sigur corect spus. Da. Dar în care să nu fie neglijat interesul național. Da, da, așa este. Din păcate s-a ajuns în această situație, poate chiar din această neglijență pe care au manifestat-o oameni cu răspundere în societatea noastră, care au fost preocupați probabil mai mult de altceva decât de dezvoltarea propriei societăți în care trăiesc, nu? Și oameni și instituții, responsabilitatea a fost comună, vinovăția este comună. Da. Sunt lucruri care s-au produs, care au generat consecințe și în genere consecințe negative din acest punct de vedere. Cred că este timpul ca clasa politică în primul rând, dar fiecare cetățean trebuie să resimtă acest lucru. Să se reechilibreze lucrurile, da, din acest punct de vedere. Da. Domnul Cireap, după părerea mea, această discuție, să zicem, ușor teoretică pe care o purtăm acum, cu un interlocutor ca dumneavoastră, ar putea dura ore în șir. V-aș propune să schimbăm un pic registru și să încercăm să vedem și în teren niște realizări ale acestei societăți. Sunteți de acord? Cu mare plăcere. Da. Iată-ne în pupitrul de comandă, am putea spune, al stației de sortare a produselor agricole de la ferma domnului Cireap. Ce avem aici, domnul Cireap? Este, cum vă spuneam înainte, punctul de comandă al sistemului de depozitare cereale pe care l-am realizat în acești ani pe baza fondurilor europene. Aici avem un punct, avem punctul de comandă care controlează, monitorizează toată activitatea silozului. E o treabă serioasă, bine făcută de un furnizor german de la care am achiziționat acest produs. E un produs fiabil, de bună calitate, cu care sperăm să ne rezolvăm treburile pe care le avem din acest punct de vedere al depozitării producției agricole și a pregătirii ei pentru piață. Da. Toată activitatea din siloz este mecanizată, ea este condusă de un singur operator care, de aici, din acest punct de comandă, are sub privirea lui Ce se întâmplă pe aici. Toți indicatorii de funcționare ai silozului. Mm-hmm. Și putem desfășura în condiții bune activitatea. Cum vă spuneam, facem și servicii către alți beneficiari care au nevoie de fie de depozitare, fie doar de condiționare producției, da? Și pregătirea în general a producției pentru piață. Da. Probabil că toți cei din jurul dumneavoastră vin aici. Da, în genere pentru producătorii mici suntem un centru de achiziție. Și ne bucurăm că sunt alături de noi. În fiecare an își aduc producția aici, la noi, da, la silos. Da, da, da. Haideți să vedem acum, domnul Cireac, să vedem și producția agricolă acolo, la ea acasă, la fața, da, locului. Vă arăt cu mare plăcere ce am făcut în acest an și sperăm
cu rezultate bune. O să vedem, e aproape. Sperați într-un an agricol bun? Da, eu sper în ceea ce privește exploatația pe care o administrez într-un an agricol cu rezultate bune. Da, da. E bine să auzim lucruri de acest fel. Iată un alt loc plin de noutate, putem spune, plin de modern, dar nu numai, și plin de eficiență. Unde ne găsim, domnul Cireapă? Într-un alt punct important pentru activitatea de depozitare și de preluare a cerealelor, laboratorul pentru determinarea calității produselor agricole. Face parte din aceeași investiție despre care vă vorbeam anterior și a fost echipat cu aparate de ultimă generație pentru a face o determinare corectă a calității produselor, a parametrilor de panificație pentru grâu, a umidității, a masei hectolitrice, a proteinei, a glutenului. Da, da, da. Indici importanți pentru aprecierea cerealelor, inclusiv pentru plata acestora. Îmi închipui că da, pentru că... E foarte important să știm ce am produs. Și să știm ce mâncăm, domnule. E foarte important să știm ce mâncăm. E foarte important să știm ce vindem pe piață și ce pretenții putem avea față de piață în ceea ce privește evaluarea acestor produse. E absolut corect, pentru că prețurile de cost se stabilesc și în funcție de aceste caracteristici. Da, prețul produsului este strict legat de caracteristicile pe care le are produsul, atât pentru alimentație, cât și pentru hrana animalelor, da, sau pentru industrie. Da. Suntem în mijlocul pâinii, stimați telespectatori. Vă place? Că nouă ne place foarte, foarte mult. O producție de grâu în ferma domnului Cireap, care poate să determine invidia multor fermieri, după părerea mea. Spuneți-mi, domnul profesor, ce suprafață de grâu aveți aici? Este o parcelă cu dimensiuni modeste, circa 40 de hectare de grâu, însă cu o valoare deosebită. Sunt amplasate pe această parcelă loturile de sămânță. Produc acii sămânță din soiuri românești, sămânță dintr-o categorie biologică de vârf, așa numită categoria bază, din care apoi se obține sămânța pentru producția de consum. Este o sămânță destinată pieței, da. Sigur, și nevoilor proprii ale fermei, da. Dar în același timp destinată și nevoilor altor fermieri din zonă care doresc să cultive aceste soiuri de grâu românesc. Este vorba de soiurile Izvor, Glosa, Miranda și Litera, soiuri la fel de competitive ca orice produs care se află în piața agricolă. Deci ne putem adresa pe această cale doritorilor, nu? Fără de sămânță, pot veni cu încredere la dumneavoastră. Eu îi asigur din ce văd că dacă vor lua de aici sămânța, precis și producția domniilor lor o să fie cea pe care și-o doresc. Da, îi asigurăm că este doresc. O sămânță de bună calitate, obținută prin respectarea tehnologiei de producție, da. O sămânță curată pe care le oferim tuturor celor interesați. Da, se vede acest lucru cu ochiul liber.
Din păcate, incursiunea noastră la fermierul George Cireap din Frătești i-a sfârșit, un loc unde am putut să vedem foarte multe chestiuni importante, modele, dacă vreți, de a face agricultură după ultimile standarde ale agriculturii în special. Eu mă despart cu greu de stimatul interlocutor Cireap, pentru că mi-a făcut o deosebită plăcere să aud de la dumnealui nu numai probleme legate strict de obiectul economiei fermei proprii, ci și alte probleme care cred eu că, auzite fiind de către mulți dintre stimații mei telespectatori, pot fi puse acolo unde, umblând din când în când, putem învăța câte ceva. Mie îmi rămâne doar să vă mulțumesc, domnule profesor, pentru că nu vă pot deroga de această meserie, domnule Cireap. Vă mulțumesc pentru că m-ați primit în casa dumneavoastră, o numesc casa dumneavoastră, așa cum ne-a spus aceasta, și vreau să vă spun că dacă veți avea plăcerea să ne invitați cu vreo altă ocazie, televiziunea vă stă la dispoziție și vine la dumneavoastră să scoatem în evidență lucruri care într-adevăr pot fi luate model de către locuitorii țării noastre chiar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizita făcută, vă mulțumesc pentru aprecierile făcute. Aș face însă remarca că lucrurile pe care le-ați văzut la mine le găsiți, dacă le căutați, în gospodăriile multor altor fermieri care lucrează cu aceeași dragoste și pasiune și cu aceeași pricepere și au rezultate chiar mai bune decât cele pe care le-am obținut noi și sunt repere pentru mine pentru a face în continuare treburile cât mai bine cu putință pentru a-i ajunge pe cei care sunt în vârf. În agricultură este mult de lucru și asta trebuie făcut în fiecare zi. Și asta fac și eu în fiecare zi. Domnule Gavrilă, la fel ca și în modelarea omului, că suntem profesori, și știm ce proces greu și complex este, la fel și aici în relația cu natura, care este tot o ființă vie. Așa este. Lucrurile se obțin greu, dar cu atât mai mult atunci când iese ceva bun, bucuria și satisfacția este mare, este de plină. Da. Nu pot să mă abțin ca în încheiere să nu pot aprecia solidaritatea dumneavoastră vis-a-vis de colegii care fac același lucru și fair play-ul care vă caracterizează. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Cu mare drag!